de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, joi 16 septembrie, un nou număr din Mesagerul de Neamț, numărul 506. Avem câteva materiale la care ținem în mod deosebit. De exemplu, am fost de față la festivitatea de pensionare, să-i spunem așa, trei importanți profesori de la Petru Rareș. Dacă sunteți curioși, puteți să citiți materialul. Este vorba despre două distinse doamne, Luminița Vârlan, doamna Georgescu și profesorul Haralamb. Oameni care au bine meritat în liceu și în învățământul nemțean. Avem și alte materiale, de exemplu vânătorul de la Garda de Mediu, vânătorii de la Garda de Mediu și ursul Hidroelectrica, baza hipică, ultimul episod din acest serial, amintirile răscolesc doar pe unii și bineînțeles că venim și cu rubricile consacrate, omul săptămânii, de data aceasta Răzvan Surdu, viceprimar orașului Bicaz, pentru eleganța limbajului și fermitatea mesajului, la o postare a domnului Câțu, prim-ministru, fost asociat în guvernare cu domnul Surdu, respectând proporțiile, domnul Surdu a pus un comentariu care suna cam așa, scuzați vă rog, hai sictir. Da, mai avem și alte lucruri, dar și o propunere cu care Mesagerul vine în spiritul a ceea ce noi promovăm tot timpul, valoare, patrimoniu local, prin vocea arhitectului Iulian Diaconescu, propunem ca strada Ștefan cel Mare din Piatra Neamț să fie considerată și să fie conservată și pregătită ca obiectiv turistic în totalitatea ei, pentru că mai sunt orașe din țară care au asemenea zone și au grijă ca ele să nu fie degradate de construcții fără minte și fără cap. Dar despre Mesagerul puteți găsi mai multe în momentul în care vedeți ziarul. Dar este joi și îl avem în direct alături de noi pe Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit într-o dimineață însorită la Znagov. Da, într-adevăr, nu știu dacă ne ajută foarte mult soarele, sper să nu afecteze imaginea. Dar vocea, sigur, nu va fi afectată de soare. Deci, imaginea dumneavoastră nu poate fi afectată nici măcar de către soare, domnul Iorba. Nu, de către alții care lucrează. Aia e altă poveste. S-a angajat și soarelui, dar asta e altă poveste. Dar pe 9.000 de euro să tot lucrez la imagine. Deci, exact. Cum spunea domnul Văcaru, cum ne-a etalat brățara lui la conferința de presă, nimic fără Dumnezeu. Nu știu cine, care este Dumnezeul domnului Văcaru, dar până la urmă e un lucru bun. Dumnezeul domnului Văcaru este bugetul de stat, de unde încasează 9.000 de euro. Deci, în cazul ăsta, s-ar putea să avem nevoie de Dumnezeul domnului Văcaru în perioada următoare când vin facturile la energie, la... Mă rog. Of, ce vremuri vin. Ar trebui să fim îngrijorați despre ceea ce înseamnă facturile la energie și la gaz, dar să sperăm că guvernul va reuși să compenseze și să plafoneze aceste tarife. Mă rog, citeam azi dimineață un material ce fac niște țări europene mai micuțe ca România și mai fără experiență. Spania, Italia, chiar Polonia. Deci... Până la urmă, vedeți, încet, încet înțelegem cu toții că aceste lucruri s-au întâmplat la nivelul Uniunii Europene. Este un joc european, sunt multe naționale, mă refer la cei care distribuie și la cei care vând electricitate și gaz. Vorbim aici despre monopoluri, vorbim despre carteluri. Suntem mult prea mici, nu faceți așa cum am menționat. Dar știți de ce fac așa, nu? Îmi încălzesc degetele. Da, îmi încălzesc degetele, apropo că suntem foarte aproape în Uniunea Europeană.
Deci mă încălzez la degete ca să pot să-mi exprim toată admirația față de facturile la energie. De câte ori realizăm că suntem în Uniunea Europeană, ne dăm seama cât de important este să avem propriul joc, propriile abordări și propria protecție față de cetățeni, pentru că dacă nu ne vrem noi binele, nu ne-l vrea nimeni. Păi asta este problema, noi ne vrem binele, dar știți cum e? Avem niște băieți care își vor, care îți da decizii la butoane, în general, își vor binele lor și după aceea să vadă cum e cu binele restului populației. No, noi trebuie să găsim soluții, pentru că lumea merge înainte, aceste multinaționale merg înainte, ne-am confruntat și cu Big Pharma, ne-am confruntat și cu Big Tech-ul, ne-am confruntat acum și cu marii producători și distribuitori de gaze și de energie. Deci poate înțelegem că nu contează doar ce se întâmplă la noi, contează foarte mult ce se întâmplă într-un context internațional, mai ales european. Și pentru noi, după Big Pharma, Big Tech, o să rămână un fel de Beef Tech, dar din ăla făcut din resturi, ca să putem trăi mai bine. Da, sperăm că și sunt sigur guvernul va lua măsuri, pentru că altfel impactul va fi în cascadă. Eu mă ridic în picioare. Aproape mortal în cazul în care prețurile vor crește foarte mult, vor da faliment foarte multe companii românești. Nu mai putem deveni competitivi, dacă eram competitivi, dar avem totuși antreprenori competitivi la nivel european și în județul Neamț și la nivelul țării. Problema cea mai mare este, când am auzit că se poate raționaliza gazul, mă gândeam următorul pas care va veni peste câțiva ani, raționalizarea apei. Lucruri cu care, pentru care trebuie să ne pregătim și cu care trebuie să ne obișnuim. Domnul Liviu Harbuz, îmi aduc aminte, bănuiesc că și dumneavoastră vă aduceți aminte. Da, am discutat amândoi. Nu, asta nu. Ați făcut facultate și cel puțin când am făcut eu facultatea la Iași, n-aveam voie să folosim prizele, nu mai spunem de alte lucruri și se mai lua curentul. Sigilate, iar eu nu știu dacă dumneavoastră ați prins, eu în București am prins în cămin sobe cu gaz. Da, absolut, absolut. Și ne-au fost sigilate și arzătoarele. Deci ne aducem aminte cum ne încălzeam cu niște rezistențe pe niște pietre de, cum se cheamă, materialul ăla. Și furam curent. O să chem un inginer electrician să-mi explice cum e cu chestiile astea. Da, știți că pe vreau Ceaușescu furam curent și am rămas cu obiceiul ăsta. Da. Știți care e problema? Știți care e problema? Atunci se fura pe bune. Acum sunt unii care fură curent. Deci, Doamne, ce curent fură, dar din păcate, știți, preferam să fure curent decât să fure curentul ăla care îl fură acolo la guvernare în general, toate guvernările din 90 încoace. Domnul Harbuz, ascultam dimineață o știre care crea valuri undeva în județul Timiș, dacă nu mă înșel, chiar în Timișoara. Deci cei din Timiș au făcut un memoriu către inspectoratul școlar, profesori, niște directori de școli și inspectoratul a făcut cerință către minister că au 20 și ceva de clase în plus de copii cu copii care au revenit în țară din diverse țări ale Europei. Deci 27 de clase, să punem o medie de 20 de copii, deși cred că e mai mare. Deci copii care au revenit să învețe în România. Probabil că dacă au revenit, au venit cel puțin cu un părinte sau au venit din vari motive. Indiferent cum au venit, fiind cetățeni români, statul este obligat să le ofere condiții de educație echitabile tuturor. Deci au venit, s-au reîntors în țară. Acolo nu prea sunt probleme cu populația școlară. La noi sunt și atunci se caută tot felul de măsuri ca să, nu știu, să încurajăm, să creăm condiții cât mai bune pentru creșterea natalității. Face valuri în Neamț, o inițiativă la care au achiesat prin vot toți consilierii locali. Acea inițiativă a doamnei Florentina Moise
cu stimulent sau nici nu știu cum se cheamă, că sincer deja... Da, este un sprijin material pentru persoane, pentru gravide în cazul ăsta, dar el pe fond ar trebui să fie de altfel. De altfel, la această măsură și acest, de fapt, e un HCL, nu e un proiect, că el a fost votat, mie mi s-a părut foarte superficial, emoțional și foarte populist. Și am să vă spun de ce. Acest model este luat cu copy-paste de la alte orașe din România, care în trecut au încercat să implementeze acest tip de ajutor, dar sub o altă formă. Au încercat cei de la Brașov, au încercat cei de la Târgu Mureș, au încercat la București, la Constanța, dar s-a demonstrat că nu este un program eficient dacă vorbim despre natalitate. Singurul oraș în care natalitatea a crescut spectaculos este Clujul, care a asigurat condiții de viață normale, o calitate a vieții mai bună, care a asigurat infrastructura educațională, pentru că, până la urmă, despre ce vorbim? Vorbim despre oportunitate, vorbim despre legalitate și vorbim despre ceea ce înseamnă o abordare echitabilă. Cred că cea mai importantă, la nivel de Piatra Neamț, dacă s-ar fi făcut o documentare corectă și nu ar fi fost totul atât de superficial și de populist, am fi înțeles că e mult mai important să investești în infrastructura școlară, timp în care, deci în paralel, cred că toată lumea știe, este un proiect de HG în dezbatere publică, în consultare, care se referă la programul operațional de asistare, de ajutorare a persoanelor defavorizate. Este un program care va fi finanțat din fonduri europene, care într-adevăr își propune la fel să crească natalitatea. Dar natalitatea nu o crește oferind o singură dată o sumă de bani. Repet, ea trebuie susținută, trebuie să fie un sistem permanent și nu un ajutor o singură dată. Desigur, programul operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate este un program integrat cu alte secțiuni în acest program, care asigură și predictibilitate și sustenabilitate de care avem atâta nevoie. În Piatra Neamț s-a realizat deja, e în curs de realizare, de construcție, o nouă creșă. Înțeleg că mai sunt încă 4 creșe în proiect care vor fi finanțate de la bugetul local. Și aici revin la oportunitate. Nu știu dacă cineva a făcut un studiu de impact al bugetului primăriei Piatra Neamț și a Consiliului Local, să vadă dacă într-adevăr este fezabil și care este impactul asupra bugetului. Pentru că, de câte am văzut eu, Comisia de Buget Finanțe a respins sau a dat aviz negativ. Nu mai știu, cred că a dat un aviz negativ pe acest proiect de hotărâre. Da, noi am publicat aseară un material în care apare tot istoricul acestui hotărâri, proiect și hotărâre după aceea. Și una dintre comisii, Comisia 1, nu mai știu exact denumirea ei, a dat aviz negativ. Comisia condusă de domnul Enache. Și mie mi s-a părut justificat acest aviz negativ. Probabil dânsul s-a uitat la impactul bugetar pe bugetul local pe care l-are o astfel de măsură. Dar dincolo de ceea ce înseamnă oportunitate, avem modul în care acest proiect de hotărâre abordează echitabil persoanele care sunt subiectul, adică persoanele, mamele, care sunt subiectul acestui proiect de hotărâre. Aici apar inechități și atunci când vorbim despre condițiile în care aceste mame primesc banii, vorbim despre faptul că nu sunt vizate doar persoanele care sunt defavorizate din punct de vedere social,
persoane unde intră, desigur, mamele cu dizabilități, mamele minore, familiile monoparentale. Adică ori facem ceva care să fie funcțional și stabil și, așa cum spuneam, sustenabil, ori facem doar dintr-o atitudine populistă în care grevăm și bugetul local, nu realizăm nici măcar infrastructura pentru educație timpurie, pentru că de 2 ani de zile vorbim de, a fost implementat sistemul de educație timpurie la nivel de ONG-uri. Ulterior, Ministerul Educației și-a dat seama cât de importantă este educația timpurie și a formalizat acest sistem de educație timpurie. Cred că toate trebuie gândite integrat și, repet, pe termen lung, ca să poată deveni acțiuni sustenabile. Aici intervine și partea de legalitate. Desigur, secretarul general a prezentat câteva argumente. Dacă ele sunt motivate, vom vedea, pentru că așteptăm avizul de legalitate pe care îl dă prefectura, pentru că așa este procedura. Dar, eu repet, nu vorbesc neapărat de legalitate, care oricum va fi asigurată, care până la urmă este o atitudine administrativă și foarte tehnică. Eu mă refer aici la eficiența unui astfel de program. Când vorbeam că astfel de programe s-au încercat a fi implementate în Brașov, în Târgu Mureș, vorbim despre orașe care au minim 3 maternități. La Piatra Neamț avem o singură maternitate. Motiv pentru care foarte multe mame aleg să nască fie în clinicile de la Iași, în maternitățile de la Iași, fie în maternitățile de la Bacău. Chiar și la Roman. Chiar și la Roman, chiar și la Târgu Mureș, chiar și la Cluj, pentru că sunt... Și la Gheorgheni, să știți. Nu știam. Cei de pe Valea Muntelui se duc la Gheorgheni. Exact. Bun, aici vorbim strict de populația din Piatra Neamț, pentru că este o hotărâre de Consiliul Local, deci acest ajutor... Da, corect, aveți dreptate, eram cu gândul aiurea. Este accesat doar de cei din Piatra Neamț. Dar așa cum în articolul dumneavoastră, autorul Viorel Cosma scria că Piatra Neamț va deveni un loc pentru azil politic, e posibil să ne trezim cu foarte multe mame din localitățile limitrofe care vor cere azil politic la Piatra Neamț pentru a naște și pentru a primi acest ajutor. Deci când ești în procesul de elaborare a unui act normativ, chiar și la nivel de HCR, de hotărârea Consiliului Local, da, se pare că... Deci se pare că din nou avem probleme cu legătura. Atitudinea doamnei... Da. Deci avem probleme cu legătura. Acestea sunt... Am pierdut legătura, o să... Ne mai auzim... O să... Acum vă aud mai bine. Da, acum se pare că a revenit. Avem o conexiune. Da, se pare că sunt probleme cu conexiunea acolo la dumneavoastră sau la noi, nu știm. Încercăm acum să... Auziți? Vă auzim. Dacă puteți vorbi. Alo? Am ieșit cu... Da. Nu, am ieșit de pe video și am rămas pe audio. E foarte bine așa. Alo? Mă auziți? Da. Va trebui să închidem și să trecem încă o dată prin toată procedura, să vedem dacă reușim să luăm legătura din nou cu domnul Arbuz. Încercăm încă o dată. Dacă nu reușim, atunci o să rămânem în direct prin telefon, măcar încă câteva minute. Se pare că nu. Nu. Alo. Bună dimineața, din nou pe telefon de data aceasta. Da, din păcate ne-a lăsat conexiunea.
Da, o să vă rog să închideți Skype-ul la dumneavoastră. Am închis Skype-ul. Da. Așa, să încercăm, vă auzim bine, să încercăm un pic să continuăm discuția de unde am rămas. Deci vorbeați despre Piatra Neamț, care poate deveni, cum ați spus, un azil politic pentru da, un loc de cerut azil politic pentru mamele care vor să nască. Deci, să revenim la cât de echitabilă este această măsură și cât de discriminatorie, pentru că aici vom asista la discriminări, discriminarea unor mame față de altele. Așa cum vă spuneam, atunci când mamele aleg să nască fie la Iași, fie la Târgu Mureș, fie la Bacău sau la Roman, cum spuneați dumneavoastră. Eu cred că, până la urmă, acești bani ar trebui introduși în investiții și în infrastructura educațională și în infrastructura de sănătate, pentru că, în loc să cresc calitatea serviciilor în sistemul sanitar, în maternitatea din Piatra Neamț, în loc să construiesc cât mai multe creșe și grădinițe, oferim o singură dată o anumită sumă care pare așa un fel de un fel de cumpărare a unei nașteri și un fel de finanțare a unei false natalități, până la urmă. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Motivarea unei mame nu este o sumă, indiferent cât este ea, motivarea unei mame este un cadru social adecvat pentru creșterea unui copil. Domnul Liviu Arbuz, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Este un proiect de hotărâre clar făcut de cineva, de un grup de consilieri, în căutarea... Este copiat. Mă rog. Acest proiect, da, care nu a funcționat nici la Brașov, nici la Târgu Mureș, în sensul în care nu am avut o creștere a natalității, deci, așa cum spuneam, spre deosebire de Cluj, care are o creștere a natalității fabuloasă, pentru că a știut să asigure locuri de muncă, condiții de viață mai bune, servicii medicale foarte bune, servicii educaționale foarte bune și iată, natalitatea a crescut. Da. Eu vreau să spun altceva, că de fapt este un fel de hotărâre, proiect de hotărâre cu mult populism în el. Chiar dacă la origine spui, domne, haide, vrem să încurajăm natalitatea, că așa. Arată bine, dar când te duci în profunzime, de fapt, asta este păi, tot. Asta vă spuneam, că e superficial făcut, în primul rând, nu a fost documentat corect și, repet, există în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care se referă la POAT, Program Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate, pentru că, până la urmă, un astfel de program trebuie să se adreseze persoanelor defavorizate. Și ce e foarte important, vorbim de bani europeni. Noi mereu am fost obișnuiți să facem o dublă finanțare, să finanțăm cu bani de la bugetul local proiecte care sunt foarte simplu de finanțat pe fonduri europene. Adică în loc să cheltuim toți banii europeni la care avem acces, noi ne gândim cum să mai facem un HCL care să ne greveze bugetul, care și așa la Piatra Neamț este foarte mic. Eu susțin, bineînțeles, creșterea natalității, mamele, dar într-un mod rațional. Pentru că degeaba vor face copii dacă nu au... Sunt mame care se plâng că trebuie să dea șpagă ca să-și înscrie copilul la grădiniță sau la o creșă. Deci este inacceptabil. Aici trebuie lucrat. Bun. Adică nu facem copii pe care n-avem unde să-i trimitem în sistemul educațional. Da, și pe lângă asta mai trebuie lucrat undeva, domnul Liviu Harbuz. Vorba cuiva care e plecat din Piatra Neamț, dar se pricepe la lucrurile astea. Măi băieți, vorbim aici de inițiatorii proiectului, mai puneți mâna pe carte și citiți. Știți? Adică citez acum din materialul publicat aseară de Mesagerul ceva care mie mi s-a părut foarte interesant. De exemplu, în metodologie scrie cam așa, că stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local
Și vorba autorului, ce are beneficiu dat de naștere cu bugetul local? Dacă nici asta nu e încă un abuz strigător la cer și discriminare aici grosolană... Este o trimitere la codul fiscal care spune că nu poți primi ajutor de la autoritățile locale dacă ai datorii la bugetul local. Da, numai că acolo spune că banii sunt în numele noului născut. Știți? Adică nu sunt în numele mamei. Și, da. Poate au anticipat că noul născut va avea datorii. Dar nu. Noul născut la Piatra Neamț are deja datorii, pentru că vorba unui dramaturg celebru, știți, Moldova nu este a noastră. Ce a nepoților noștri. De unde datoriile care sunt făcute, mai ales la Consiliul Județean, că tot vorbim de datorii. Peste tot. Care vor fi plătite de 2-3 generații, același lucru se întâmplă și la Consiliul Local. Exact. Și atunci când faci o hotărâre din asta, te uiți un pic la termeni. Dacă e pe numele nou născutului, chestia asta cu datoriile neeșalnate la bugetul local, măcar din... cum să spun eu, din orgoliu profesional, dacă mai există așa ceva la nivelul ăsta, îl scoți. Știți că altfel te faci de râs. Da, și după aceea mai sunt și altele chestii aceea cu biletul de ieșire din spital, iarăși este drăguț, știți? Că numai spitalul județean. Este clar discriminatoriu, adică trebuie să naști doar la maternitatea din Piatra Neamț. Mă întreb dacă s-a făcut și lobby pentru asta la acest proiect de hotărâre. Nu vreau să mă gândesc la asta, nu cred. Acum știți că eu sunt... Mergem prea departe. Când e vorba de doctori, nici nu pot să mă gândesc că cineva s-ar gândi la asemenea aberații. Da, corect. Nici eu nu pot să mă gândesc. Dar mintea nu stă oricum, știți? Adică eu încerc să mă conving, să nu mă gândesc. Prin Constituție avem dreptul la asistență medicală opțională între privat și stat. Dacă o mamă din Piatra Neamț vrea să nască în sistem privat, nu știu, la Iași, la Bacău, unde sunt maternități private, nu îi se poate, opri acest drept, nu pot să împiedici o mamă să, până la urmă, este o formă prin care mama este condiționată de nașterea într-un anumit loc, îi se impune un anumit loc în care să nască. Da, știți care este povestea aici? Că oamenii acum au reținut așa. Cineva a propus o hotărâre, un proiect de hotărâre, s-a votat... Asta e aspectul populist. Da, s-a votat populist. Și uite, au votat toți consilierii. Toți au votat. Spun eu, ce o să se întâmple peste 2 săptămâni? O să ne trezim cu un proiect care vine să subvenționeze facturile la gaz sau la energie. Adică dacă se intră în acest joc periculos populist, vom greva bugetul și nu vom mai face nicio investiții. Pentru că toate aceste pomeni electorale care au fost folosite de-a lungul anilor, sper că i-au trezit pe oameni și oamenii înțeleg că o pomană electorală este plătită tot de ei în zecini. Nu, pentru că așa au fost educați să considere că aceste pomeni electorale, vorbesc de majoritate, li se cuvin pentru faptul că s-au dus și au votat sau n-au votat. Dar trecem și peste lucrul acesta. Mă scuzați, vreau să vă spun că acest sistem de susținere a mamelor care nasc, a copiilor nou născuți, a fost implementat în orașele pe care le pomeneam mai devreme, fix înainte de campania electorală. Mi se pare absolut normal. Dacă o faci într-un an electoral cu 3 alegeri, poți să constați pe în anul următor cam când au fost concepuți copiii. Poate că consilierii PSD din Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț vor înțelege într-un final că s-a terminat campania electorală sau ei sunt într-o campanie electorală permanentă și că avem nevoie de dezvoltarea orașului și de creșterea calității vieții. Nu avem nevoie de măsuri populiste care nu fac decât să distorsioneze obiectivele pe care ni le-am fixat pentru acest oraș, dezvoltarea lui. Ce o să spun eu acum, poate nu o să convină unora și s-ar putea chiar să supere, dar circulă, nu un zvon, circulă pe bază de, cum să vă spun eu, declarații neoficiale, următorul
următorul raționament. Că această hotărâre a fost votată de toți consilierii pentru că în ședință... A fost o negociere și nu a fost majoritate. Da, a fost o negociere ca să poată să treacă rectificarea de buget. Da. Și dar cu condiționare... Șantajul ăsta, șantajul de asta ăsta vreau să vă spun. Condiționarea unui partid care este... Bine, părerea mea că e conștient, dar dacă ar fi rațional, ar înțelege că acest șantaj face rău cetățenilor știți, din Piatra Neamț. Știți ce nu înțeleg eu, domnul Harbuz? De ce n-a ieșit cineva să spună, băi, oameni buni, uite, asta ni s-a cerut ca să treacă bugetul. De ce se intră în acest joc și după aceea căutăm motive, încercăm să găsim chichițe în lege ca să... Vă spun eu de ce? Pentru că există abilități politice ale unora, chiar politicianiste, iar cei care chiar vor să facă ceva sunt lipsiți de experiență politică. Și atunci intră în acest joc. Nu, adică... Intră în această capcană. Știți cum? Pentru cineva din afară, lucrurile sunt... merg așa spre ideea asta de complot, ca să nu-i spun altfel. Știți? Asta nu vreau... este motivul pentru care eu susțin mai multă transparență, mai multă comunicare de calitate în cazul conducerii primăriei din Piatra Neamț. Eu cred că e nevoie de o comunicare mai bună. De exemplu, vă dau un exemplu de comunicare bună, știți? Astăzi se închide circulația pentru mașinile mici, de tonaj mic, nu pot circula decât tirurile pe de la super pe nu, dincoace spre Bicaz. De la supermarket până la sensul giratoriu. Aseară am aflat de la directorul societății respective că se va întâmpla lucrul acesta. Și ne-am făcut datoria să dăm o știre că se va închide. Dar nu era numai de datoria noastră să facem asta. Era de datoria autorităților să spună, băi, aceștia... sunt pe strada Bistița, mi se spune. Da, pe strada Bistița. Chiar nu știam. Mulțumesc frumos. Băi, aceștia, se închide acolo, nu circulați pe acolo. Băi, care veniți din Bicaz, nu încercați să intrați pe acolo. Că turnăm ultimul strat de asfalt. Asta e vestea bună. Adică, se închide și aia, se închide și aia, orașul este blocat. Vedeți cum faceți, cum vă descurcați. Mergeți cu autobuz, uite, 3 zile vă dăm gratis autobuzele, ca să nu aveți probleme. Adică, nu știu, este așa un fel de distanțare față de cetățean, încât te și întrebi dacă oamenii ăștia trăiesc în acest oraș. Da, repet, nimic nu este perfect, totul este perfectibil. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Dar de la bună intenție și până la rea intenție, la șantaj și la populism, e o diferență foarte mare. Corect, aici aveți dreptate. Vă mulțumesc tare mult, o zi frumoasă. Să ne vedem cu bine. Sănătate. Sănătate. Oameni buni, am vrut să port această discuție cu domnul Harbuz pentru că genul acesta de hotărâri, și nu e singura, mai sunt și altele, în care ambiguitatea legislativă care este acoperită de niște prevederi strigătoare la cer, care ascund discriminare, nici nu știu dacă a fost în intenția lor să facă discriminare. Cred că nu s-au gândit la chestia asta, ceea ce este și mai grav. Deci toate lucrurile astea transmit către cei pe care îi interesează activitatea primăriei și mai au încredere că acolo se întâmplă lucruri, transmit un sentiment de nesiguranță în autorități, de lipsă de încredere în autorități. Nu cei care scriu despre aceste lucruri induc acest sentiment, ci cei care le fac fără cap și fără coadă, dar uneori cu urmări
grave pentru bugetul local și pentru mentalitatea cetățenilor acestui oraș. Ne oprim aici, nu înainte de a spune că, referindu-ne strict la această hotărâre, este în curtea prefecturii o decizie și chiar sunt curios cum va suna aceasta, pornind, bineînțeles, de la lege. Ne oprim aici, vă dorim cele bune și mâine vom avea un tandem în emisiune, cei doi viceprimari de la Piatra Neamț, care vor veni și să discutăm cu ei pe domeniile lor de activitate, ce anume pot să spună despre ce se întâmplă bine în oraș. Am spus ce se întâmplă bine. Sper să nu fie emisiunea foarte scurtă.